Unul mai muncitoresc, doamnelor și domnilor, ce face românul? Evident, la mici și la bere. E bine, dar românul e mai român ca niciodată în această zi de 1 mai. Vrea să doboare recordul mondial la mâncat de mici, ceea ce n-ar fi foarte, foarte greu. Pentru că la ce poftă avem și noi, mergem în Parcul Național, unde colegul Rafaelo Varga deja este puțin, ia uite ce față are, i-a mețit de mirosul de mici, ce-ar gusta și el. Ne spune care este atmosfera și are și invitat la cadru, șeful de la grătar. Bun găsit, Rafaelo! Bun găsit tuturor! Este o atmosferă nemaipomenită aici în Parcul Național. Sunt sute de oameni, este nebunie, cozi infernale, dar l-am aici lângă mine pe domnul bucătar, șef Marius. Bună ziua! Faceți față? Bună ziua, bine ați venit! Da, facem față. După cum știți, v-am luat acum câteva zile, facem față. Avem frigărui, avem pastrava, avem mitite, aici frigărui. Pârâie carnea. Ia uitați, frigărui din piept de pui. Acum am mai terminat încă o porție de mici. Aici am o renumită pastramă. Duci parte bună. Asta în cazul în care lumea nu vrea să mănânce mici. Păi nu, că la mie să mănânc orice, să știți. Din cauza calității să mănânc și, orice. Și care e secretul? Care e secretul pentru care toată lumea vine aici? La proțap am pulpă de berbecuț, da? Acolo am o coasă semi-afumată de porc. Acolo am niște murături pentru clienții noștri bucureșteni care ne-au folosit de foarte mult timp. Aici am niște ardei capia. Aici am o salată de varză. Murături. Și în sfârșit am ajuns la vedeta acestui festival, micul. Micul care nu e deloc mic. Nu, este un mic mai mare, care toți clienții bucureșteni îi mai așteaptă la rând. Sunt foarte mulțumiți că avem o calitate deosebită și suntem foarte, foarte solicitați. Care e secretul? Pentru că văd că, în primul rând, miroase foarte, foarte bine. Secretul? Da, am un personal foarte bun, așa, da, din toate punctele de vedere, și marfa este de calitate nu bună, chiar foarte bună. Uitați și dumneavoastră câți clienți avem, nu avem nicio sesizare. Văd că sunt foarte, foarte mulți oameni care stau la cozi. La cozi, dar care nu au probleme, nu sunt probleme. Fetele mele vorbesc chiar frumos. Deci am fiecare punct, ele la grătar, poate la casă de marcat, celelalte la cântar. Da. Din ce sunt făcut mici? Sunt făcuți mici. Mici, da. Avem o pastă de mici foarte bună, din plin, nu pot să vă spun firma. Din porc și vită, avem vită și oaie, avem o ceafă iar foarte bună, avem niște cârnăciori semi-afumați și afumați, cârnăciori proaspeți, deci, frigărui, cum v-am spus, avem niște piept de pui. De toate pentru toți. Aș vrea să o întreb și pe doamna, văd că sunteți îmbrăcată în costum tradițional, suntem în direct la mă simt bine cu familia. Suntem în direct la B1 TV. Merită să stați la o așa coadă pentru niște mici? Chiar dacă astăzi mă numesc mic Dior, merită. Merită. Ce veți comanda? Mici, grătare? Comanda pentru familie, de toate. De toate, mersi. Vă mulțumim frumos. Așadar, uitați, aici avem și... tradiționale care m-am spus murături. Și hamsie. Aici am o colegă de-a mea care se ocupă numai cu hamsie, da? E specialistă în hamsie. Uitați, avem niște cartofi prăjiți. Cartofi chips țărănești. Avem o ruladă aici, iarăși foarte bună. Uitați cum arată și în secțiune, da? Aici avem o coastă afumată, semi-afumată. Iarăși avem niște cartofi. Deci e plin de carne pentru toată lumea. Uite așa ce coadă avem. Cozile, într-adevăr, sunt infernale. Nu te mai aici avem o salată foarte bună. Deci trebuie să întrebați cu orice client dacă este calitatea la mine și dacă a fost discuții. Deci, din punct de vedere. Așa. Aici mai am o fată, iarăși. Aici ajungem din nou la mici. O să prezentați pe această fată care este cea mai tânără din personalul meu. Se descurcă foarte, foarte bine. Dar haideți să vedem mici aici, din nou mici. Iarăși avem un grătar cu micii tăi, cârnăciori subțiri, cârnăciori proaspeți, da? Semi-afumați, afumați. Aici am niște frigărui care v-am spus din piept de pui. Am un cârnat afumat, da? De porc. Am micii tăi care v-am spus. Am o ruladă iarăși de porc, da? Acolo am niște coastă semi-afumată, ținută la baiți, da? Da. Deci eu spun că avem 1000 de motive să venim aici în Parcul Național, da. Pentru că carne este pentru toată lumea, trebuie doar să vă înarmați cu puțină răbdare. Rafaelo, stai puțin! Mă auzi, Rafaelo? Care sunt prețurile? Da! Așa, spuneți-mi. Ia întreabă pe domnul, n-am înțeles în tehnologia grătarului ce caută casca aia de constructor în capul domniei sale. Sau pe capul domniei sale. Exact, am vrut și eu să-l întreb. Spuneți-mi, vă rog frumos, mă întreabă colegii, da. Ce caută casca dumneavoastră aici? Păi, astăzi sunt 1 mai din bucătar și șef bucătar. Am devenit 1 mai în salopete, da? Da. În bocanci, în costum,
Deci asta suntem întâi mai. După ce terminăm treaba cu tot personalul meu, avem acolo pregătit în partea stângă ceva, să turnăm și noi o șapă, să turnăm și noi un beton, întâi mai muncitoresc. Nu putea să mă îmbrac în bucătar, da? Trebuia să mă îmbrac în tradiționalul... Exact. Deci vă așteptăm aici în Parcul Național, unde mâncarea există pentru toți la prețuri foarte bune. Lasă gluma, Rafaelo, avem comandă aici, 10 mici muștari fără pâine când ne îngrășăm. Te aștept până la fără un sfert când ieșim din prea frumoasa emisiune. Mulțumesc, Rafaelo Varga, oameni buni, mergeți în Parcul Național de Ziua Muncii, mâncăm și bem de Ziua Muncii cu doamna Tatoiu, muncim aici, bun găsit, Monica Tatoiu. O salutăm și pe Adriana Petrescu, bun găsit. Vă lăsa gura apă, nu? Nu! Nu, așa, hotărât, dar noi nu mâncăm. Nu vreau să ajung la urgență, că nu știe, nu știu cine mă omoară. Da, o să, doamna Tatoiu e foarte supărată astăzi și o să-i acord ocazia să spună oful ei. Dar dincolo de asta, suntem în Ziua Muncii într-o țară în care nu mai muncește nimeni, doamna Tatoiu. Avem o zi a muncii turistică, ori ne spargem în figuri la mare, foarte la munte. Tare, da. Bineînțeles că vom face știri astăzi despre aglomerația de la drumul de întoarcere. Să întorc românii acasă. Jure în accident, mai evident, la spital, și da, e până una alta, nu-i așa, sărbătorim cu mici și bere. Bucuria săracului, Laurențiu. Întrebarea mea este, oare oamenii știu ce sărbătorim noi de 1 mai? Când a fost primul 1 mai? Cum s-a ajuns la cea... Că nu știu nici de Ziua Femei. Problema e următoarea. Domnul ăsta zice că 1 mai muncitoresc înseamnă sărbătorirea drumului Bumbești-Livezen. Cu aia, cu muncitorii, că a zis că e toarnă. Dar țineți minte că hei rup, hei rup, hai brigadieri. Da. Deci domnul crede că munca înseamnă munca brigadierului care toarnă un pod, care se surpă a doua zi, cum era în poeziile noastre din tinerețe. Da? Deci oamenii ăștia, dacă îl întrebi, pe unii, dacă îi întrebi la Rusalii, că o să fie Rusalile libere, da? Ce sărbătorim de Rusalii? Parol! 20% exact, o să ne spună că e o zi liberă sau de că nu știu ce. Pretext. E un pretext să nu mergem. Adevărul este că nu putem să-i judecăm foarte tare, pentru că dacă muncești foarte mult, nu o să aterizezi niciodată cu elicopterul. Niciodată. Dacă muncești extrem de mult, nu o să fii niciodată extrem de eficient, pentru că fie vorba între noi, dacă facem un calcul al antreprenorului care trebuie să plătească toate taxele care îi le impune statul român, din ce mai mari cu zilele libere, în ce mai mare, exact cu zilele libere, o să vedem că dacă se plătesc toate taxele, tu nu mai ai ce să... Ce mai mănânci mici în de întâi mai? Nu mai nu există nimic? Adriana Petrescu, tot românul, mănâncă mici. Ca să satisfacem mici, și pe doamna Tatoiu, care mănâncă mici, nu mănâncă chipeleagul toamotu, așa, le spunem celor de acasă... Kebab. Așa, când pe data de 1 mai 1886 în Chicago au început mai multe proteste, sindicatele muncitorii protestau că vor ziua de muncă mai mică de 10-12 ore, așa cum era, și de atunci au cerut 8 ore pe zi. Și la ora asta în America au 10 zile libere. Dar noi cât avem? Concediu în America sunt, e format din 10 zile marșinate. Anyway, atunci s-a lăsat, s-a lăsat, iată, și avem imagini directe de la mișcările de stradă. Ei, au fost împușcați numai puțin de 200 de protestatari, având în vedere că s-a rostogolit ideea și cam 65.000 de muncitori americani au ieșit în stradă tocmai pentru a cere o zi de muncă de 8 ore. În România, această sărbătoare, că avem 8 ore de muncă, a fost sărbătorită prima dată în 1890, de 1 mai, pe vremea regelui Carol I. Evident că pe vremea comuniștilor s-au apucat ăștia de manifestații de amploare, propagandă și așa mai departe, și de atunci a rămas cumva ideea că mâncăm mici și bere și bem bere de 1 mai. Era o zi în care mergeam la manifestație, ce frumos iubim partidul, și apoi dar după manifestație... Nu știu, doamna Tatoiu, dacă era, dacă era frumos sau nu era frumos, fiecare vreme cu avatarul ei. Era o zi în care eu vă spun, liberi, de exemplu, că românul de întâi mai intră cu BMW-ul în apă. Exact. Și intră cu BMW-ul la Vama Veche. Vama Veche, care nu mai este Vama Veche, pe care o știam noi cu toții, este materialul pe care îl vedem acum și pe... cocalarul cu BMW, care s-a gândit să-și spele gențile unde? În săraca Marea Neagră.
Imagini incredibile în Vama Veche. Nu doar oamenii fac baie în mare, ci și mașinile. Câțiva tineri au intrat cu bolidul în mare. Numai că aventura nu a avut urmările scontate. Mașina a rămas înțepenită în nisip. Tinerii s-au luptat 10 de minute să scoată autoturismul, dar eforturile lor au fost zadarnice. Misiunea a fost dificilă pentru că mașina de teren nu a vrut să se miște și pace. A fost nevoie de un utilaj de la Apele Române care să tracteze mașina și să o scoată din apă. Protagoniștii aventurii nu au vrut să spună cum au ajuns cu mașina în apă, dar probabil este vorba despre teribilism. Posesorul mașinii riscă să plătească o amendă uriașă. 20.000 de lei plătesc cei care intră cu autoturismele pe plajă. Doar că tânărul acesta nu a intrat doar pe plajă cu mașina, ci și în apă. Deci cât de bizon poți să fii? Ți-a dat măta. Păi... Dacă nu a muncit el pentru să-și cumpere mașina respectivă. Te duci tu, bă, la Vama Veche și intri cu ea, nu pe plajă, cum făceau alți cocalari. Nu, boss, eu mă duc direct ca să fie bine, ca să nu fie rău. Și în apă cu ea, ca să le arăt eu cam 4x4. Și fraierul, ia uitați, a rămas el frumos, elegant. Copiii ăștia trebuie să ne plătească nouă pensiile. Pe mine mă doare inima. Stai liniștit, deci, nu-ți plătește nimeni copiii pensiile. Copiii ăștia se presupune că trebuie să muncească. Și să ne plătească nouă pensiile. Copiii ăștia care nu sunt în stare să se gândească la consecințele imediate ale unei decizii. Dar cine să-i învețe? Părinții? Că până la urmă ne gândim nu la copii. Copiii sunt produsul părinților. Cât de responsabili sunt părinții? Și până la urmă, ca părinte, eu ce pot să-i spun fiicei mele de 24 de ani? Muncește că o să fie bine? Nu, i-aș spune, draga mea, ești frumușică, vezi cum te descurci. Pentru te că niciodată... Exact. Să ce înțelegem model? Așa, în calitate de psiholog amator, că sesizăm oarecare regret în păi, spusele gândește-te, dumneavoastră... Gândește-te că nu am ce repere corecte să-i dau, din care pot să fiu sigur că fiica mea la 35 de ani stă bine mersi pe familia ei, este într-o siguranță financiară și își vede de cariera ei cum trebuie. Deci niciun părinte nu poate să dea acest sfat. Fiecare părinte îi spune copilului descurcă-te. Părinții ăștia care dau BMW-uri copiilor, nici măcar nu mai spun copilului descurcă-te. Rezolvă exact. Tata, rezolvă mama. Tata, aia e marea da, problemă. Da, ceea ce spune doamna tată este perfect adevărat, pentru că iată avem o mega problemă pe piața muncii și din nefericire chiar de ziua muncii a ieșit de la măsurători. Da, a ieșit de la măsurători faptul că România este într-o criză acută de meseriași. Și atenție, atenție, de vor veni străinii pe mișcarea firească. Știți cum s-a întâmplat? Italienii din sud s-au dus și au lucrat în Germania, au reconstruit Germania, n-au plătit taxe și impozite. În Italia au plătit în Germania. Portughezii au plecat în Franța. Încă la un lucrează dat, în Elveția. Și, sau în Elveția. Noi lucrăm în Italia, în Spania și așa mai departe. La dar negru. Și acum, și acum, stați puțin, doamna tată, cifrele sunt clar concludente, dar o să spun așa. Acum angajatorii din România sunt disperați, vor să angajeze oameni cu salarii nici prea prea, nici foarte foarte, cu carte de muncă. Nu mai avem meseriași. Iar cei care iată, termină o facultate de ce vreți dumneavoastră, de filologie, să zicem, oricum nu-și găsesc nimic de serviciu. Se fac și atunci, operator de call center. Să fac orice altceva. Da, da. Deci suntem într-o situație extrem de precară. Iar lucrurile astea, doamna Toiu, ziceți mersi, de câți ani mâncați pensie? Din 2000, am vreo 6 ani. 5 e, ziceți mersi că ați apucat. Exact, e, eu apucat. Cu Adriana Petrescu noi s-a mai apucat. S-a apucat să nu mai apucăm. Dar stați o secundă, să nu ne victimizăm noi românii, da? Dar pe cine să... E o problemă la nivelul Europei, unde protecția socială a ucis munca. Da, clar. Deci protecția... Clar. În Franța, 27% dintre tineri n-au un loc de muncă, pentru că au ajutoare sociale plătite din taxele tot mai mari pe care statul trebuie să le pună pe umerii antreprenorilor ca să-i plătească pe ăștia să stea acasă. Nu se scoală din pat. El stă pe chat, pe WhatsApp, în viile din Franța. Ce credeți, că lucrează tinerii? Nu! Lucrează bătrânii de 60 de ani. Și la noi la fel. Se naște o întrebare firească. Asistații sociali din România astăzi sărbătoresc și ziua muncii? Sigur că da. Evident. Bineînțeles. Păi și nu vă sună vor să vedea venit de... Nu sună Spinoz la ureche? Asistatul social din România sărbătorește ziua muncii? Să știți că și dusul paharului la gură e o muncă. Și asta e o muncă. E un efort fizic, nu? Sigur, sigur.
dar nu se va rezolva niciodată această dilemă. Eu cred că o să asistăm la din ce în ce mai multe probleme sociale, pentru că practic nu există niciun fel de reper. Atâta timp cât banii pe piața internațională, pe piața globală, până la urmă, se fac din ajustări, nu se mai fac din muncă, se fac din ajustări de cifre, nu, practic, valoarea și omului și, exact, și monezi virtuale nu va fi și nicio... Eu și să concluzionăm cumva de ziua muncii. Mi-a plăcut exprimarea, doamne, acelea, domnule, miros a mic Dior, e foarte tare. Da. Dar dincolo de asta, apetența noastră pentru a sparge și mâncarea și băutura în aceste zile, cu mini vacanțe de astea de 4 zile pentru unii 5-6 zile, că sunt și aia deștepți care vin mâine, nu vin astăzi, așa, cu spartul banilor pe cluburile de fițe din Mamaia. Impozite. Evident, ați văzut vreun bon fiscal pe șampania de 100.000 de euro? Spui și tu celor 24 de ore, cât e calculul de TVA? Revin și întreb. De ce apetența noastră așa să spargem, știți că e vorba asta, să scăpăm ca vițelul în lucernă? De sărăcie. Pentru că este vorba de pulsiunea pe care o are omul sărac. Ce înseamnă pulsiune? Înseamnă... corect. Te rog, ai dreptate. Înseamnă nevoia mea aia care vine dinăuntrul meu, foamea aia pe care eu trebuie să o acopăr cu ceva. Care nu-i foame nici de carne, nici de bere. Este foamea mea de identitate, foamea mea de siguranță. De recunoaștere. De recunoaștere, de statut, de locul meu ăla uman pe lumea asta. Pe care nu-l avem și atunci mi se face foame și primul lucru pe care pot să-l fac pentru a-mi acoperi foamea nu este altceva decât să bag la maț. În momentul când bag la maț, creierul se odihnește. De ce? Pentru că stomacul, viscerele digeră, creierul se odihnește și am satisfacția momentului. Este vorba de motivația aceea de prim moment. Mănânc, e bine. Mâine văd eu ce fac. Exact. Ce ți-ar putea face, de exemplu, hai că înțeleg fițe cu marea, cu astea. Da, uite, forța de muncă, cum lucrează de ziua muncii, e bine. Să știți că e un efort și ăsta. Da, eu nu vreau să-l fac. Corect. Doamna Tatoiu, acum... Nu am putut face niciodată. Da, acum corect. Nu știu, dar asta cu fratiera... Trebuie să faci exerciții. Trebuie să ai un manager. Deci, să te vândă. Deci eu m-aș face manager la forța de muncă. Nu te-ai face, că n-ai rezist. Nu cred. Nu mai vin la tine. Dar vreau să pun și o întrebare cu respect, stimate doamne. Eu nu mai știu, că am și uitat ce vreau să întreb. Ideea este în felul următor, că nu cumva... Câtă plăcere ți-ar putea face să te duci tu, de exemplu, la marginea unei păduri, unde sunt alți 2543 de grataragii, să te calci în picioare pe acolo cu ei, să miroși grătarul celuilalt, maneaua care urlă ca și identitate națională. Acum, serios, vorba doamnei Tatăl, nu mai e doamnă ce era pe întâi mai înainte. Înainte nu prea era cu grătarul. Și atunci era, dar nu era atâta promiscuitate. Păi nu era că... Deci comuniștii nu erau atât de promiscui? Păi și imoral, cum sunt capitaliști. Ei, comuniști. Tot noi eram, doamna Tatoiu, noi, dar aveam niște reguli. Ce școală făceam noi? Da, dar tot noi eram. Aveam niște reguli. Dacă s-a trezit profesoara de matematică, ce școală făceam? Păi nu, are dreptate. Dar aveam niște reguli pe care... Și să facem grătare. Ne era teamă să le încălcăm. Nu mai există teama și teama, sigur, nu e firească într-o societate normală. E firesc bunul simț. Dar cum omul nu se civilizează cu te rog frumos, ci se civilizează cu trebuie sau... Cu coerciți. Exact. Asta trebuie să învățăm noi. Eu sunt de părere, doamnelor, și așa trăim. Și așa trecem. Ce păcat, doamna Tatoiu. A avut o premoniție. Ce păcat, doamna. Asta vreau să spun, că țara oricum trebuie disciplinată de la conducători în jos. Cu bățul și cu morcovul. Iar premierul României n-a scăpat ocazia în preziua zilei de 1 martie, ce-mi place, să mai ne spună câte ceva. Și eu v-aș propune, doamnelor, să o ascultăm pe doamna Dăncilă, care nu scapă... Nu se numește doamnă, se numește Dodă. La țară așa se numesc. Și dacă l-auziți pe Pleșul, dacă îl citiți pe Pleșul, și el spune același lucru. Nu a scăpat ocazia... Gospodina României. Nu a scăpat ocazia de a tăcea. Doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Gândiți-vă că eu sunt de 9 ani la Bruxelles. La Bruxelles există Orizont 20-20, Euro 20-20. Când 9 ani ai vorbit așa, este
normal ca acest lucru să încerci să-l duci mai departe. Dar de acum încolo voi zice 2020. Doamna, acum Viorica Dăncilă are probleme mai importante legate de Euro 2020. Trebuie să facă 3 stadioane. Nu prea știe care sunt, dar promite că le va face. Ați văzut că deja sunt 3 stadioane care deja se fac, Dinamo Rapid și... Steaua? Nu. Giuleștiu. Da. Dinamo Rapid și Giulești. Păi nu știți că Rapidul e Giuleștiu. Dinamo, Giulești și Arcul Triumf, parcă cel de Rudi. Așa. Așa. Deci se fac cele trei, stadioane. Se repară. Da, bun, Viorica Vasilica Dăncilă, dar nici de colegul Ciutacu nu mi-e rușine, l-a și vrut în cadrul larg, cred că rădea de se prăpădea, sau mă rog, încerca să-și mascheze un zâmbet, așa, că nici Ciutacu nu e prea așa dodă, știi, lemn, așa, ca unii moderatori. El e mai pe, ca la podul meu, așa, deci pe mine, nu știu, mă frapează doamna Viorica Vasilica Dăncilă, Bruxelles-ul este Bruxelles la domnia. Nu, la noi, la Bruxelles. Nu la noi, în România. Adriana Petrescu, dar vin oamenii noștri italieni care stau de 3 luni în Italia și mai vorbesc și românește. Încep, ce mă, la voi aici în România, că la noi în Italia, cum e? Deci știți ce se întâmplă? De unde nu e nici Dumnezeu, e, nu vezi, cere. Problema personajului, Dode este. Deci eu am avut, eu am crescut la țară. Dar nu e un sens peiorativ. Deci, noi, Doda e un apelativ popular. Da, e un apelativ popular la noi în Banat. Doda era vecina noastră, care venea dimineața cu lapte, care stătea la poartă cu bunica și zicea de maimucile alea de veneau de la oraș și așa mai departe. Deci, eu atent cu regionalismul. Da. Așa. Deci, dar nu este ca și cum, aș lua un actor de la teatru popular și l-aș pune să joace pe scena Teatrului Național. Și actorul ăla de la teatru popular cântă de ziua de 1 mai, dar nu-l pui să joace Hamlet la Național. Mie-mi pare rău de ce, doamnă? Pentru că nu poate. Ba de da, ce, poate. Doamna, doar un regizor. Doamna Dăncilă chiar poate. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Știți ce a făcut 9 ani de zile la Bruxelles? La Bruxelles. La Bruxelles, madame. Bruxelles. Nu are importanță ce a făcut. Imaginea ei acolo e dezastroasă. Eu acuz pe doamna Dăncilă de un singur lucru. Nu are inteligența să-și ia un consultant inteligent. Se poate, se poate corecta. Nu, deci se poate corecta. Orice imagine a unui om se poate corecta. Doamna, ba da. Pune-mă pe mine să fac o ciorbă. Pot să citesc 100 de rețete. Am două mâini stângi. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci, în cazul doamnei se pot face niște lucruri care să nu fie atât de dezastroase. Adică eu mă uit în calitate de psiholog și nu înțeleg. Deci nu înțeleg, am văzut o interpelare a doamnei, citea de pe foi și mă întrebam, ok, că citești de pe foi. Nu a fost deranjant. Singurul lucru care pe mine m-a frapat a fost că doamna și-a încurcat la un moment dat foile. Și mă întrebam, nici măcar nu s-a gândit că ar trebui... Să citească înainte. Dar să-i ceară ăluia care i-a făcut foile să le numeroteze, că e cel mai banal lucru. Pune 1, 2, 3, 4, ca să nu te mai faci încă o dată de râs suplimentar. Nu poți să-mi spui că un tractorist, șef, ăsta să te ducă cu băingul de ultimă generație. Nu poți! Că o luăm așa, tace! E inteligentă, dar nu tace. Nu e inteligentă deloc. Nu știu, mi se pare că e inteligentă, că tace. Dar nu se face de râs. Nu vezi vorbind o gogomanie din asta. Deci, sărmana doamna Dăncilă, toată compasiunea pentru dânsa, pentru că eu cred că este foarte greu acolo. Ori nu-și dă seama, ori, nu știu, atunci are este... o anduranță fantastică. No. Adică în fiecare zi să scoți câte o perlă de care râde o țară întreagă. Deci, a intrat pe un culoar fără întoarcere. Da, aia clar. În momentul în care a acceptat această funcție, doamna Dăncilă și-a asumat toate avatarurile. Acum nu vă spărați pe mine de la
Bruxelles în calitate de europarlamentar, lea fata e de 7500 de euro, mai e un forfetar de 15000, plus trai ninacă, ești departe de ochii presei avide de astfel de informații și stai bine, mersi, 9 ani. În momentul când vii aici în bătaia puștii, dacă suntem noi niște răi și niște foameni, evident că ne mai umflă râsul, așa cum sper că l-a umflat și pe Ciutacu, colegul, în momentul în care auzi că băi, hai că refacem stadioane, dar le facem, dar ele sunt făcute, gata, poate le recondiționăm și așa mai departe. Oricum, doamna Dăncilă, mie mi s-a părut totuși că este un personaj cu cojones, pentru că nu s-a dus la Klaus Iohannis când a chemat-o la ca în curtea școlii. Adică, pe bune că nu, se numește irresponsabilitate. Irresponsabilitate. Bă, ce vă zice, dar ce tu-mi dai mie SMS când îmi scrii atât de des să ce? Exact. Păi dacă nu citești, nu citești protocoalele, dacă nu conștientizezi, adică sunt locuri, deci nu trag de ugerul stâng sau de dreptul că e mai bine. E vorba despre un incident protocol, de securitate națională. Uite, doamna tatuia, cine o consiliază pe... Ia, trebuie să văd. Eu sunt curioasă. Ei, vine, uite, doamna Bulai. Doamna Oana Bulai este proaspăt numit consilier al premierului. Domnia sa este din siajul domnului Ionel Arsene, fost șef al CJ Neamț. Răcoritul. Acum e dezrăcorit, că e în libertate și suspendat. Domnița nu este măritată cu domnul Arsene, domnița este trendy-flendy și se ocupă cu spiritismul, yoga, zen și nu știu ce, dacă vă uitați pe curriculum vitae leșinați. Și iată o consilieră cu onorabilitate a doamnei Viorica Vasilica Dăncilă. Dacă vreți, vă și caut cu ce se ocupă domnia sa. A terminat o facultate, are competențe într-un anumit domeniu. Că păi nu, yoga... competențele pe care le are o vedem în prestația doamnei Dăncilă. Păi e... Deci acolo e politici internaționale, pe economie, pe educație. Doamna Tatuie, de bun simț. De bun simț, atâta trebuie să ai. Trăim în secolul 21, în care dacă apăs pe butonul ăsta, atâta de tehnologia de avansată, dacă apăs pe butonul ăsta, explodează Coreea, dacă apăs pe butonul ăsta, explodează Orientul Mijlociu, nu ne jucăm că e albastru sau roșu și văd dacă se potrivește cu pantonele anului. Deci despre asta vorbim. Trăim la începutul secolului 21, e nevoie de competențe peste medie și de oameni super specializați în fiecare domeniu. Da, altfel aruncăm pământul în aer. Noi vorbim limbi străine acum pentru că cei care oarecine s-o fi uitat la emisiune, dar na, sper că nu sunt. Sunt niște oameni inteligenți, că restul sunt la coadă la mici și cine știe pe unde. Înțeleg ce spunem noi despre competențe, dar în momentul când se va termina emisiunea și ieșim pe stradă, primul pas pe care îl vom face, vom vedea că trăim pe pământ de incompetențe. Și atunci ne gândim ce se poate face și ar trebui să reacționez. Deci democrația trebuie să fie participativă. Eu dacă văd pe cineva că aruncă pe riscul să mă înjure mă scuipe, îi fac observație. Dacă văd un părinte care se poartă necorespunzător cu copilul lui, îi fac observație. Îi spun ce nu e bine și ce o să iasă prost. Bun. Dacă văd în un avion unde se ridică în picioare când alea sunt prinse, mă scol în picioare și fac observații. Vă spun cu Oana Bulai, noul consilier al premierului, oricum a participat la cursul de Theta Healing, da? Theta Healing. Theta Healing. Nu, ceva. Healing înseamnă vindecare. Da, și Theta ceva. Pe unde? Unde? Dincolo de asta, oameni buni, apropo de asta, știți că există... E cu violetul, înseamnă. E cu violetul, un fel de violet. E cu, dacă vrei, violetul. E greu, doamna, e greu cu noi. Femeie, e greu tare. Dar e cu violetul, n-ați înțeles? Uite, eu am violet, doamna tatuiu, și cu ce m-a ajutat. Bun, gata, mergem la podul Constanța. Bun, există un pod pe sub care trec mașini prin București. Au observat niște unii că, domnule, podul este gata să cadă și numai o clipă face diferența până la o tragedie, doamne ferește. Ne-a ieșit CFR ăsta și a zis, ha! Noi reparăm podul. Hai să vedem cum au făcut-o, ca să știm o treabă, apropo de ziua muncii. Autoritățile au găsit rapid o soluție surprinzătoare la problemele structurale ale podului Constanța. În loc să se pună pe treabă și să întărească pilonii podului care riscă să se prăbușească în orice clipă, au făcut cârpeli. Mai mulți muncitori au mascat găurile din stâlpii de susținere cu un material adeziv, iar apoi au dat cu var. După cum știu, spune că se renovează, dar când se renovează, ca să mascheze, dacă a pus așa, a pus
să mascheze, să spună că totul e în ordine, că nu e nimic. Ipsosul e pentru interior, mai mult se folosește cementul pentru exterior. Podul Constanța, care trece peste calea Griviței, este folosit de trenuri ca să poată ieși din capitală spre mare. Stâlpii de susținere sunt erodați până la structura metalică, iar postamentul în care sunt înfipți este și el avariat. Zilnic, viața a sute de oameni este pusă în pericol din cauza nepăsării autorităților și a lucrărilor de mântuială. Nu e o părere bună, normal trebuie asupate cu beton, ca să poată să fie modificate, să poată să circule pe ele. Nu trebuie asupate cu ipsos, cu var, cu alte prostii. Ciment, asfalt. Podul Constanța este în răspunderea căilor ferate române. Deși anunțaseră inițial că vor face primele intervenții în luna mai, cei de la CFR s-au grăbit și au acoperit pilonii degradați cu un adeziv și cu o plasă pentru a împiedica dezlipirea bucăților din piloni. Lucrările de intervenție se vor executa în zona podului Constanța, administrată de CFR, la kilometrul 4+327, în anumite intervale orare, doar în cursul nopții, când traficul este mai scăzut. În paralel, regionala de căi ferate București continuă parcurgerea și derularea etapelor premărgătoare implementării programului de reparații la podul Constanța pentru zona administrată de CFRSA, până în prezent fiind elaborate expertiza tehnică și DALI. Valoarea estimativă a lucrărilor de reparații este de 5,13 milioane de lei, licitația urmând a fi lansată în semestrul 2 al acestui an, susțin reprezentanții CFR. Podul a fost construit în anul 1938 și nu a avut parte de reparații decât la finalul anilor 80, însă de atunci nimeni nu a mai făcut nimic pentru reabilitare. Situația podului Constanța nu este unică. În toată țara, CFR are în administrare peste 18.000 de poduri și podețe peste care trece calea ferată, iar 20% dintre ele au nevoie de reparații capitale. Bun, dar sare opinia publică, știrea a fost lungă, dar trebuia spus și podul, cine l-a făcut și numele și prenumele familiei muncitorilor. Dincolo de asta, ca la piramide. A intervenit Dorel, deci el asta să cadă din structura de rezistență și a venit Dorel cu niște kit de la niște adezivi. Cu rigips. Și a dat Dorel, nouă ceri gips, kit, el a kit, a dat Dorel că în pilonii ăia, într-adevăr că i-am mai trecut pe acolo, erau niște găurele de astea, așa. Bun, s-am rezolvat problema, ce ai făcut? Auzi, iată-mă, cum să spun ceva urât, dar vine, știi? Știi ce aș vrea eu să pun de mâine acolo la pod? Un pancardă mare pe care să scrie: mâine trece măta pe aici. Și poate atunci, cu cratimă măta, și atunci poate își dă seama ăla care a dat el avizul pe cine știe câți bani, că sigur și-a luat două șampanie acum la Mamaia, că poate trece măsa pe acolo și pică podul. Doamne ferește! Cu bătrână ce ai? Ce vin are aia bătrână? Uite așa, că mă iau eu de mame. Am o prietenă al cărei tate lucra la CFR la Petroșani și mi-a spus așa: tata când intra în schimb trebuia să facă testul că n-am băut și venea șeful. Da. Lucra la strum niște piese și spune așa: fiecare piesă pe care o faci, un comunist nenorocit, da? S-o faci gândindu-te că în trenul în care va fi pusă piesa aia, se urcă fica ta. Da. Asta spunea maestrul ceferist la Petroșani. Dincolo de asta, să trimiți voi de la CFR să... Doi dorei să dea cu chit, cu mastică, cu aia. Da. Păi nu, eu aceea zis să trimiți, cel care a trimis, deci, ce a făcut chestia. Băi, sunteți nebuni. Sunteți nebuni. Da. Pentru că iau publicitate că nu vă mai suport. Bine. O să-mi revin peste 6 minute când vorbim, dragilor, despre ăla micu. Știți pe ăla micu? Ăla micu, dar mare la voce. Ai de minune, știți ce dansează? Vă leu, de 1 mai, ce petrecere! Sau au viața mea, sau of viața mea, așa? Și de asemenea o să vorbim de politicienii generoși. Știți că a fi politician e redundant, așa? Trebuie să mai dai și bani la partid. Și vedem care sunt topul celor care au dat bani la partidele cu ajutorul cărora au ajuns politicieni. E foarte frumos. Rămâneți cu noi. Zi în care tot românul petrece și dacă tot românul petrece, maneliștii nu fac nici excepție. Acești zei în devenire și Dumnezeu pe pământ pentru mulți dintre adolescenții care nu sunt foarte siguri ce vor să se facă în viață și-au rupt pingerele pe ringul de dans. Adi Minune, dansatorul șef. Hai să-l vedem. Ziceți, domnilor, că eu ce zic? Eu tot estima, măcar ăsta știe să facă ceva bine. Cântă bine. Nu-mi place ce cântă, dar nu trebuie să-mi placă mie. Da, el cântă, da. Dar cântă bine, dansează cum eu
și în viața vieților mele, da? N-aș nu eu am ala de pisica albă, pisica neagră, mai țineți minte pe ăla din pisica albă, pisica neagră? Știi care este culmea? Că toți suntem gomoși și am fost la zeci de nunți din astea foarte gomoase de oameni de ăștia care pac au făcut niște bani. Mă, fiecare era aranjat, au pus ei muzică simfonică, toată lumea era cu crevetul în gură, nu era mișto. Deci de-aia a dat drumul la manea. Pac, toate tocurile pe deci masă. Deci ne dezbrăcăm da. De gomoșenie, da. de spoiala asta, sigur de mari doamne și mari doamne. Am venit din da. Vine maneaua, s-a terminat. Cu WC-ul în curte. Exact. Se acolo vede. În România se vede clar, după comportament, sigur că da. Ăla sigur. Care a, e prima generație de încălțați, dar vezi la ăla care a șaptea doamne, generație. Doamne, eu am o teorie, apropo de prima generație și a șaptea generație. La nunțile astea de fiță, când e pauză, muzică, șpiți, știi că de-aia, că zrânga, așa, băi să te aplezi, să te uiți pe sub mese. Toate toți coconetele, toate coconetele sigur. Sunt descălțate. Știți când se încalță? Automat, când începe orchestra. Păi da? Meneito, 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 da, da, pac da. Și nu mai știu cum să se da. Încalțe. Ei, acolo vezi cine dar e doamnă și cine. Mai vezi mitocânia bărbatului, haideți care n-a fost învățat de mama lui, că poți să mori, nu-ți dai haina jos. Da. Deci eu cu tatoiul în Brazilia a dansat, că îi place să danseze, 4 ore, am stors smoking-ul, dar nu l-a dat jos. Doamna tatoiul, noi asta încă suntem... Asta înseamnă a 4-a, 5-a generație doamna de încălțați. Tatoie, noi suntem încă la epoca cu ciorapi albi la costum, lăsați-mă. Exact, deci, exact. Hai să mergem mai departe, vă promiteam... La Dragnea vă referați. La drag. Să mergem, vă povesteam despre politicienii care dau bani partidelor. Uite, de exemplu, fostul ministru al justiției Florin Iordache a găsit de cuvință să doneze PSD-ului frumușica sumă de 54 de mii de lei. Why not, am spune noi. Dincolo de asta, un consilier general la Primăria Capitalei de la USR a donat formațiunii din care face parte numai puțin de 149 de mii de lei. Donație, doamne, să meargă da, bine. Da, din mediul privat, asta e foarte important. Că domnul Iordache e de la Cuca Măcăi, dar la USR mai sunt ăștia de-au lucrat în multinaționale și au bani mulți. Deci, de unde au avut banii pe care ai? Dar mai contează, e la partid. Dacă îi dăm la partid, de despre ce vorbim. Au trecut prin Scila și Carib, dar taxele românești sau au venit pe topolog din Trămunți la Vale. Uite, vorbim cu o doamnă senator PNL, doamna Carmen Hărău, cea care a donat la partidul din care face parte 74.000 de lei. Bun găsit, doamna senator, mă bucur să vă reaud. Bună ziua și mie îmi pare bine să vă aud și mai cu seamă cred că o să vă văd curând. Nu, parcă așa, programați niște emisiuni la dumneavoastră. Nu știu, doamnă, dacă ați programat ceva cu mine, nu. Da, eu știu că nu avem întâlnire. Lăsați cu autoinvitarea, lăsați, că știm noi. Doamna senatoră, băi, sunteți într-un... Eu credeam că suntem bune cunoștințe. Uite, adică nu mai cunoștințe, suntem. Dacă nu bune. Poftiți, domnul... Cu mare drag. Doamna senator, am aflat conform monitorului oficial că ați donat la partid frumoșica sumă de 74.000 de lei. Dar cum e cu donarea asta la partid, donarea de bani? E o chestie obligatorie sau cum? Nu, domnule, nu e o chestie obligatorie. Pur și simplu, oameni mai cu dare de mână fac parte dintre ei, pentru că eu în 2012, când am intrat în politică, nu fac parte dintre parlamentarii cu ștate vechi în politică. Eram deja un om de afaceri care trecuse prin criză 700 de oameni cu salarii majorate, nu mișorate, construind termocentrale în Germania, în bazinul Ruhr, făcând confecție metalică pentru export, în sfârșit o mulțime de alte lucruri în zona privată. Și ați donat deci, partidului ca să funcționeze, nu? Ca... Sunt unul dintre oamenii cu care a intrat în politică și poate da, nu cere, nu agață de posturi de la stat nici de contracte publice, cu familie cu tot și mi se pare corect ca în măsura în care mă pot dispensa de niște bani să pot să sprijin politic partidul din care fac parte. Licit și pe chitanță. A, dar s-ar dumneavoastră, poate că ați putea fi interesat de faptul că dată fiind campania pe care am generat-o să trimitem copiii la școală, 187 de copii sărați
studenții buni din zona asta fac școală pentru că reușim. Mă bucur că dacă s-au folosit acolo banii, chiar mă bucur că ați donat acolo. Eu mă gândeam că i-ați dat președintele ăsta sărac, care i-a angajat cu vreo jumătate de normă. Domnule, ce pot să vă spun este că o să-mi fie din ce în ce mai ușor, că a avut grijă domnul Dragnea să ne dea niște bani de care... Ce să vă povestesc? Mă pot dispensa, pentru că între altele sunt și conferențiar universitar, am salariu de conferențiar universitar. A, păi gata, doamne, am ieșit din foame. Oricum, nu trăiesc din banii din politică. Am înțeles. În altă ordine de idei, vă invit, în 1 iunie, tocmai le-am dat 5.000 de roni. O sumă destul de importantă. Unor copii care promovează mersul pe bicicletă. Sau vă pot, asta este ultima donație. Penultima, acum vreo săptămână, este de 2.000 de roni pentru singurul centru de copii cu sindrom Down din municipiul Hunedoara. Deci am astfel de... Asta nu-s bani de partid, doamna Hărău. Sunt bani pentru proiectele dumneavoastră, n-ați dat la partid. Nu pentru proiectele partidului, nici pentru proiectele mele. Sunt deci e o sponsorizare? Proiectele unei comunități pe care îi iubesc. Doamna Hărău a dat bani pentru copiii cu sindrom Down, la banii dânse și pentru aia și pentru aia. Dar a donat și la partid. Nu, doamna, așa. Dar este un nimic față de cele 2,5 milioane sponsorizare pe care le-am făcut eu pentru activități socioculturale, medicale, în doamnă, mandat trecut. Atunci foarte bine, dar atunci sunteți unul din puținii români care mai știu și împărțirea, nu numai adunarea. Atunci nu fac nimic altceva decât să vă felicit. M-ați întrebat despre banii pe care îi dau în politică, dar eu sper că vă interesează și banii pe care îi dau în altă parte, nu numai în politică. Păi dar nu m-aș lămuri cu aia din politică, întâi de toate. La ce folosesc banii pe care îi dați partidului? Doamnă, de ONG, nu partidul. Nu, să vă spun foarte cinstit, zău că nu pun întrebări și știți cum e și la partid, ca și la... Nu, ascultați-mă puțin. Învățați la prostii. Sunt un economist bun, doamnă, și lucrez în Comisia de Buget Finanțe și sunt un parlamentar conștiincios, așa că vă rog, ascultați-mă dacă tot mă întrebați, că vor avea ce asculta telespectatorii dumneavoastră. Mă ascultați? Da, suntem numai uriți. Așa. La fel ca și în bugetul României, banii donați la partid se depersonalizează. Eu nu o să pot afla niciodată, nici să vreau, ce s-a făcut cu leul pe care l-am dat eu acolo. Sau, mă rog, cu cei 74.000 de roni. Avem trezorier la partid, o structură instituțională care răspunde de banii pe care îi primește. Din câte știu eu, se fac sondaje de opinie, se plătesc sediile firme, sediile partidului. Se mai plătesc niște angajați acolo, că o să trebuiască să... Deci e cineva lângă FARC, lângă calculator, lângă... Fiecare partid are niște cheltuieli. 74.000, dacă îmi spuneți că ăștia sunt, că n-am stat niciodată să socotez, v-a spus că l-am eu. Câți bani așa. Am dat acolo, sunt un nimic față de banii pe care în mod general, în mod obișnuit, am înțeles, doamna Hărău, eu v-am întrebat dacă există o obligativitate să donez la partid, că eu știam așa. Nu, stați așa, că sunt să nu vă induc în eroare. Deci există niște cotizații. Aha. Parlamentarul trebuie să dea nu știu cât. Nu? Cât e cotizația? Câteva milioane se ocupă asistenta mea. Am înțeles. Care are cardul meu cu taxă forfetară pe mână și face plăți din lucrul ăsta. Nu mă pune să vă... Doamne, dar dați-mi mie cardul ăla pe mână, că sigur mă aduc eu la partid toți banii. Domnule, am mai glumit, haideți. Dacă să dovediți că sunteți la fel de un om de mare încredere, așa cum e asistenta mea, domnișoara Locu-Fătu, mă pot da capul, nu e niciun fel de problemă. Am înțeles pe această cale. Mulțumesc, doamna senator, să aveți o zi frumoasă și bună. Nu, doar atât un amănunt și partidele iau bani și de la bugetul de stat, pentru că au avut grijă să-și mărească cota conform PIB-ului și au încasat numai puțin de 13 milioane de lei totalizat, adică vreo, hai să zicem, 3 milioane jumate de euro partidele. Evident, conform repartizării parlamentare, PSD-ul cel mai mult și cel mai mic partid, PRM. Puțin. Nu pe ce PRM-ul, doamne? PMP-ul îmi băsesc. Chiar cam același. Da, uite, hop, femeia dau băieții. Femeia a dat bani, acum, sincer, am fost... Domnule, mie îmi place sinceritatea, doamne, că rău, adică, serios, e super... Adică, nu a fost... A dat bani și cu siguranță dau foarte mulți. Ideea este că mie, doamna, mi s-a părut
chiar inteligentă și dacă e conferențiar, sper să fie un conferențiar foarte bun și să-și învețe studenții să facă ceva, să contribuie la bugetul de stat pe viitor. Dar cumva m-a uimit că, fiind o femeie inteligentă, cumva i-a scăpat informația unde se duc banii. Adică eu acasă când îi dau... Sunt depersonalizat. Păi, nu, asta... Intră într-un buget asta nu e al partidului, bine. În trezorerie sau în ce? Dragnea, cu cine a avut problemă? Că trezorierul partidului e cam pa. E cam pa. Da? Nu știu. Să vă dau un exemplu. Cine la protestanți, la musulmani există zeciuială. Da? Și la ortodoxul, nu știu, și catolicul, păi și toată zeciuială, doamna Tatăl. Nu dau niciun leu la biserică. Deci parlamentarul ales pe listele unui partid, din e un calcul, trebuie să dea, nu știu, 500 de lei pe lună. Consilierul la primăria capitalei, da, din forfetarul ăla trebuie să dea nu știu cum. Ăla localul din comuna Cuca Măcăi, unde vreți dumneavoastră, trebuie să dea și ăla un 5 lei pe lună la partid, că și partidul este un organism viu care trebuie să se hrănească. Unde se duc banii? Să vă dau un exemplu, ce-mi spunea un preot neoprotestant. Dacă un credincios neoprotestant astăzi plătește un leu și peste 30 de ani se duce și întreabă și vede sigur, unde a ajuns să leul unde lui. Sunt, da. Sunt de acord să dau sunt de acord să dau taxe la stat, dar vreau și eu să văd unde da, se duc. Sigur. Nu se, nu, că să nu se ducă pe niște stadioane, pe niște stâlpi de aia de la CFR care cad cu zile, să nu se ducă pe niște gropi care sunt umplute cu nisip în loc să fie rezolvate. Da. Deci vreau eu, cetățean, să știu ce se întâmplă cu banii mei. Doamna Tatoi, haideți pe bune acum. Nu e adevărat. Noi avem trei nevoi mari și late, hai, cetățeanul, da? Educație, sănătate... Exact. Și demnitate, doamnă, ca să asta ține și de protecție și de orice. Din nefericire, în țara asta nu avem parte de niciunele. Scurt, pe doi, oricât de multe taxe am plătit în țara asta. Păi aia e că nu știu unde se duc taxele, că dacă nu, le plătim, este vorba le plătim, despre dar... faptul că nu suntem o națiune educată. Da, dar nici nu vrem să vorbesc și de clasa mijlocie. Vorbesc și de clasa mijlocie. Vorbesc și de doamna care a vorbit mai devreme, care nu știe că se spune pe care. A spus. Te rog, nu, te rog. A dat-o ea greșit odată, nu se pune a doua oară. Deci, în momentul în care acceptăm plus minus epsilon la foarte corect, care corect nu are grade de comparație, suntem o națiune cu probleme. Deci toată viața mea n-am suportat matematica și drept urmare n-o mai suport nici acum. Epsilon. Deci plus minus epsilon, da. Contează la diminuție plus fără număr contează. La ea contează. Mulțumesc, doamnelor, pentru prezența în emisiune. Țineți sus munca bună, că suntem în ziua internațională a muncii. Nadia Ciurlini, imediat cu știrile B1 TV. Ne revedem mâine. Să ținem sus munca bună la ora 13. Toate bune!